Frumos, să zicem partea cealaltă. Tine. Salut băieți și bine v-am găsit la un episod pe Severdum, România Harold Play. Suntem aici Bă, alături de Houdini și... Am cap pe mine, Mamă, trebuie să ce vin cu fain e mașina. whisky ăsta, mă, n-ai idee ce bine Te intră rup, așa asta, te rup, fraiere, te rup. Dacă vreți să vă așa și cu un share pe Instagram, mă ajută foarte mult. Yo! Ce se întâmplă, domnișoară, că e aici? Ai Mamaie. înțeles că nu-ți dormi și arătă-ți doamnă. Pentru mine sunteți domnișoară, doamnă. Vrei că dacă te află mărirea al meu, te bate. O, dacă aflu a mea, să zicem, mă bate și pe mine. Vrei, dar frumos striptease a făcut actorul ăla. O, păi ce să facem? Dar problema e că mă duc Dar acasă n-ați văzut că nu mai este. Fiu unde este? Că nu mai este. S-a este dus cu într-un actorul hotel, după acolo. voi. Ia, uite, da și la A plecat cu actorii ăștia. actorii. Aia, Doamne, v-am mama, zis că că de la e. actorii. Bă, E. hai puțin să zic ceva, Houdini. E. Olă, domnișoară, fumezi? Da, doamnă, vrei. Mă, nebunule. Am dat jab la bancă. Ce Și să actorii faci? erau polițiști. Și eu la pe toți aia. Și eu am venit cu ea și am zis că... Eu am făcut striptease, polițist, nu mă așteptam să facă striptease. Aoleu. Deci, practic ea sunt la jilav acum, mă înțelegi ce zic? O parte din ei o să vină înapoi. Și de-aia Să zis ai că mă grijă, dai tăi mămică. Păi am grijă, mă, de cum să nu am grijă, că se descurcă, să băieți descurcăreți. Știi cum se scape. Ce, tu, pe tine, dacă te las, tu nu știi să scapi de ei? Pe aia zic, scapi, știi să scapi. Ce-o nimeni, mă, ăștia se dusese în dreapta și m-am dus în partea cealaltă, pe stânga, așa, știi? Nu hai să mergi, să nu-i zici, nu, ăia actorii erau făcut de la polițiști, i-am zis că i-a dus la actorie, la secție. Am înțeles. Na. Dar a avut și un fiu. O zis că de ce la actorie acum fiul său. Oh, Ce ia uite, bună e baba, berea asta. nebuna! Bă, i-am bătut să Ah. bere, că era să Dar nu trebuie să colabeze. dați un bere. Cum să bere? Pa, merge pe acolo, ce facem? Care Haide că nu mă mă îmbăt bere, așa, mă! că mai beau, beau țuică. Ah, țuică Țuică, vezi? aia zic. Da, noi facem țuică la noi acasă. De prune ce faceți? Dar de toate, de corcodușe, că avem mulți corcodușe Cârcădușe? acolo. Da. Mamă, ce Era unii căcat făceau din de asta, cum se căcat numește? de la iarnă. Da, bre, dar ce Da, mă, problemă am mă auzit că mărirea fac... mea o să Bă, cum fac? să fac? E adevărat, doamnă, că puteți să faceți țuică din cauciuc. Să mă că duc de la Azi... dre, dau și Eu ție. așa am auzit, nu Aoleu, știu. din electroz, bre. Și din electroz, dar și din cauciuc. Cum, frate, așa ceva? Să mai Bre, dar facem beau fărică. berea Ce, asta aia și... pălică de pufoică? După Mă duc la fac autobuz de direct, să mă viața duc acasă, că mă așteaptă din Mărin. mea. Vă așteaptă, Mărin? Da. Cu autobuz? Păi până ajungi cu Până autobuz, ajungeți cu cum unde autobuzul, stai? vă duceți, vă duc eu. A, e departe, maică, e departe. Unde stați, doamne, ia că mă uit pe O card ducem aici. noi, doamnă. Da? Păi da. Păi nu, Da. nu suntem noi copii cu minți? Păi vă dau și Spargem brânză, vă dau capul, dacă rupem beți dinți. acolo roșii. De toate vă Aolo. dau. Aveți roșii, doamnă? Deja De la aveți de țară, roșii. în Bine, anturale. bre, da. Am două Ma. fermă, bre. Stau acolo la Aolo. 3, 0, 2 și 7. Ia să vedem. Păi, Doamnă, dar departe, dar bre. stați departe. Doamnă, Păi dar haide, vaca doamnă, aveți că vă acolo? ducem eu. Vă ducem noi, vă Are, ducem are eu. mama aia și vacă. Cât de mult am vrut să te dau și o dată la țâță. Au, să dai de la țâță de acolo. Da, bre. Da, n-am avut niciodată, zic că e bine, cică. Aoleu. Asta s-a putut ce se face. Da. Se poate. Da, păi vă ducem noi, doamnă, Hai vă să aducem. mergem. Da? Da. Haide, bre, Păi, atunci, vă și haide. o capră, Eu ești deja am nebun? băut. Aveți și capre? N-are. Are Ah, Ionel. Ionel are Ionel are capre. capre. Da. Nu e Mă și la chem pe capre. Ionel la mine acolo, că tot să știe mirul ăsta. Păi, hai să mergem dacă e Și capre. că dacă Da. dai cu palma pe secur, face cra. Nu știu, bre. Ce adică mă sunt? Eu, e pe unde ieșirea, bre? Pe aici. Da. Aici, doamne. Deci ați amețit deja? Da. Mamă! Eu, uite, bre, plecam Oelo! acasă, popor. Hai! Stați acolo! Ioi. O să iasă curcubeu. Mă, și-o Ce-a ieșit făcut? repede! Au desprins 800 de bani. Mamă, ce mașini noi. Bre, trebuie să mă descalț. Eu mă pun aici cu doamna, stai acolo. Pune-te că stai cu doamna în spate. Ia uite, are televizor. Așa, ha. Bre, cu câți bani ai, bre, ai dat pe mașină Stai fără că n-am închis televizor? ușa. Hai că am închis.
Așa, am buton aici, am buton aici, de închide ușe tot. Da, bă, pierdeai pe drum. Ha. Doamne, care este? Eu pune sătura, doamnă. Da, da, e 6 ceasul, doamne. 6. Până ajungeam pe autobuzul, ia, se făcea 10. Ia, pune tu, Panușca, punem tu acolo pe... 3, 0, 2, 7, da, vrei, da. Bă, dar ce plouă odată torențială de asta? E, pe e vară, nu le știi pe astea de 9, e torențială 10 minute și după aia salută. Da. Și ce-mi place așa, că se vede fain reflexele după aia, știi? Pe autostradă, singura chestie ce-mi place și mie din toată. Ioi. Hei, dăm așa ușor, parcă, poate... Dă-mi iară, dă nepotona. La mine... Doamne, și dumneavoastră aveți și copii? Are, are, mama, are o are. Fată. Așa? Da. Are o fată și un băiat. E frumoasă fata. Da, vrei, e de aici, de la Oraș. De aici, de la Oraș, cum o cheamă? Cătălina o cheamă. Cătălina, aulă. Da. S-a mărit acum cu un italian. Italianul, cu fratele meu. Negru, da. Aulă, vrei, fratul ăla? Da. Aaa, ia zic. Aaa. Ce-i Mihăiță? Uite, mă, prime până la țară. Da. Ce-i? Mă, puteți să ajutați și pe mine cu ceva? Păi depinde, cu ce? Dar mai codificat. Ha! Azi au duc ăia din Germania cu mașinile și aveam nevoie de niște bani, dacă poți să-mi dai și mie. Mă, nu știu. Am 4.200.000 și aici poți să fac gest la o mașină zică acum în oraș. Hai că vedem, momentan pe altă treabă, acum nu pot momentan. Bine, te sun eventual, ok? Bine, mulțumesc, a zis că se mărită. Mă suna Mihăiță, mă, ce, că să-i dau bani, mă. Bă, toți copiii ăștia, toți agarici, au început să înceară bani, mă. Copiii ăia, amintite-i. Ia. Dar nu l-a repetat, să se ducă la bebe, măi, să se ceară lui. Ia. I-am zis că să mă sună mai încolo, că nu, n-am... Bre. Ce uite, să faci? Vezi dealul ăsta aici și apă stânga? Așa, da. Aici vine eu cu caprele, aici găsești capre mereu. Da? Da, da. Dar ce fel de capre? Da, le vrei, mioare de alea, nu știu cum. A, mioare, a, da. Mioriți. Mă gândeam că fete, doamnă. Nu, bre, nu. Are 4 picioare. A, cu 4 picioare. Da, da. Eu știam că au de alea, nu, nu picioare, copite, cum se numește? Ia uite, bă. Singuros de bălegar, mă simt acasă. Te simți acasă, e nouă? Da. Ei, mai avem un pic și ajungem. Păi mă, sunteți mama lui Cătălina, să înțeleg. Da, da, da. Frumoasă fata aveți, să știți. Mulțumesc, mulțumesc. Păi, dar n-am făcut-o cu, cu Mărică, dacă-l vezi pe Mărin ce urât e, dragi. Aaa, mă înțeleg, ce n-ai făcut. Deci n-ai făcut că... Da, mi-am un băiat. A fost! Cu el. Mi-a plăcut de ea, că era asistentă înainte și de la, să zice frumos. Da, știe femeia, știe că e... Știe, acum am făcut-o de așa, femeia cu asta. Are da. Băgat cele 6 bun. Are, are facultate și s-a făcut. Uite acolo, bagă acolo în spate, sub pomul ăla, să stea la umbră mașina. Ia uite, Mărin, e acasă. E acasă? Unde, Mărin? Da, stai să-l vedem cât să fie. Că uite, are mașina lui acolo. Iată, dar știți, bre? Mărin, ăsta are mașină, dar niciodată nu mă duce și pe mine la oraș cu mașina, mă trimite pe autobuz. Ia uite ce mașină e aici, e al lui Mărin? Da, da, ia să-l vezi. Ce mașină e asta, știți? O zici ce mașină, cum se numește mașina? Stai să citesc. Brabrus. E ieftină, să știți, doamnă. Unde-i Mărin? Are! Bună, bună! Să trăiești! Nu prea vorbesc, că și de ăștia mutele pe aici prin zona. Bre, nu, ca să vă arăt trica. Așa ia. Aici la mamaia are trica. Ca zambii. Ia uite trica, dar acum a spus-o să o faceți. Da, bre, ce am zis, am pregătit gălețile aici și așa. Mamă! Da. Nu știi ce dățuie că se face aici. Ești nebun. Ce se părinte, doamne? Bă, cred că mi-a plecat de cea în seara asta. Sunt rău. Așa, mă. Rămânem aici. Eu cu Panușca stăm acolo sus. Da, bre, avem aia. Eu stau în boschet. Și acolo sus pot să stau, nu-i problemă. Stai, bre, să mă să-l cau pe Mărin. Unde-i, bre, Alex? Unde-i, bre, Mărin? O să mă uite la... Dacă vreți, că vă și arăt pe aici de așa ceva. Bre, da. Pragul ăsta.
Mă bate mărica mică la casă. A, nu știu, bă, avem noi două case, dar parcă nimeni nu se compară așa cu aerul de țară. Mă, aia, dar care-i treaba cu domnul? Eu am auzit povești ăștia că se mai întâmplă când ești la țară să vină ursul sau nu știu cine, te violează și de alea. Nu te violează, bre, că eu dau calma. Dar să te violeze, mă, urs. Păi nu știu, uite, până că e așa, e pe zicul ăla, că prea vrea să vorbească. Bre, da. Nu vreau să speria de urpe. De vulpe? Dacă vine ursul, îi dau cazma în cap. Aha. Păi și de ce speria de vorbești așa? Uite-l pe probleme. Unde-i? Bă, nu știu, cred că trebuie să-mi port ochelari, de-abia văd. Iată. Mamă, multe roșii, bă! Mamă, adevărat, ce frumoase sunt! O, bună ziua! Să trăiți! Bună ziua! Bună ziua, Costică, încântat! Costică, nu te chiar? A, stai că e celălalt, am înțeles, stai așa. Celălalt e Marin. A, pe aia am crezut că cum prezintă și care cu Marin. El e Marin. Costică, sunt vecin de aici. Am venit să văd ce face Marin. Să trăiți, domnul! Sănătate! Cine sunteți dumneavoastră, dumneavoastră? Eu sunt fratele lui Italiano, domne. O cunosc pe fica dumneavoastră. Bărbasul, nu știu. Mă, eu nu-s bărbatul Cătărina, eu-s bărbatul, așa, frasul, da, frate meu, da. Da, da, așa. Da, da. Și ce vreți, ce vreți de la mine, domne, ce vreți de la nu mine? Nu vreau vreți nimic. Am venit să luăm praz, domne, să mâncăm și noi o mâncare bună aici, că mi-ați bătânit casă, că aveți ce să ne dați. Foveto, foveto. Nu, 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 am venit să-l ducem pe doamna, dacă e așa, stai, știți să nu spuneți. Gătiți ceva la Musafer Veto, gătiți ceva. Mă, tu tai acum o găină. O perpelim, vedem. Păi taie, taie o găină, taie o găină, că e și Costica aceea vecinul, alu Margareta din deal, alu ăia, alu stropinarii ăia. Stropinarii ăia? Sucă, sucă! Mă, ăia, stropinarii ăia! Cu sucă, ce cauți aceea sucă? Era pacile și n-a vrut să vorbească. Dar n-a vrut să vorbească, că nu știu ce s-a întâmplat. Sucă, tu așa nu vorbești cu oamenii, sucă, mă faci de râs în sat aici. Aveți probleme, domnul, așa, sau ce se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă, din ce cauză nu vorbi atunci. Eu prima oară când emoții. Ia uite, domnișoara, v-am văzut aici. Nu v-a cunoscut. Ah, ok. Și eu cum văd oameni străini, eu cum văd oameni străini... E mai bun să stai așa, lasă, lasă, da. Că m-a făcut de râs peste tot ăsta. Am înțeles. Da, doamne, nu am înțeles. Noi am adus-o pe doamna, că venise pe la oraș Pavloș și... Fă, te-ai dus la nașul Pantelică? Și de exemplu, că cu autobus... Fă, Veto, te-ai dus la nașul Pantelică? N-am ajuns acolo. Păi nu, ce ai căutat la București? Ce ai căutat la București? O fost la niște actori de ăștia, s-a jucat cu ei pe acolo. Da, bre. O ajuns să... M-a dus aici domnul ăsta lingurar. M-a dus la o bancă din asta că se trăgea un film. Și am avut jucat în film, Veto? Da, a jucat în film. Da, bre. Și fiul dumneavoastră a ajuns. Da, da. Și cu ăsta l-a ajuns. Și el încă mai lucrează, încă mai stă la film acolo încă e. Încă e acolo, e acolo. Da, 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 da. Al treia cu el să fie. Și eu muncesc singur aici, stai de la tezi la iese banul. Așa a fost la doamna, uite așa i-a plăcut la doamna. Da, da. Aoleu. Da, a venit polițai, erau ei îmbrăcați în polițai. Era o domnișoară acolo, polițistă, și a auzit drece, îmi zice că ea nu știe să facă tocană de praz. Știe doar să morfăie prazul. Nu știe să morfe, eu zis altceva colegui, nu știe să morfe. Tot aia e, nu face veto fă ca nimeni prazul. O să ia vino, vino bre, da. Matan cu acea lingurare, vino cu acea lingurare roșii aici. Roșii? Mamă, ce mă sunt. Și pomii, bre, arată și pomii. Auzi, bre? E. E. Mamă, aveți și gutuie. Marine. E. Nu, ăștia nu-s făcute, nu-s gutuie, ăștia-s verzi, nu-s făcute, le-am pus al artăieri. Acolo sunt gutuie. Unde? A, în copac. Spate, cum se numeau alea, mă, de... erau roșii, dar nu-i coapte, cum se numeau alea? Gogonele, mă. Gogonele, mă, așa. Hai să cotezi. Vede că n-ai crezut, mă, la țară. Bă, mă crezi că sunt la Altenia, dar nu mai cotează. Roșii de calitate, hai să cotezi. Hai să cotezi. Am uitat-o, doamnă. Sucă, fii al dracu, vină cu aia. Am uitat-o de gogonele, aia e problema. Mamă, ce mere verzi. Și roșii. Ce? Și galbene, domne, ia uite, și galbene. Crește cu tui. A zis că zbutui, nu-mi zic cu mânele. Bine că n-ai zis de banane, domne.
Ce bine, ticule! Sunteți de la oraș și nu știu, nu știți, așa e. Nu, vreau să zumeze. Știți, doamne? Puteți și punem păhărele la domnii ăștia, să ne facem de la voi. Gata, bre, gata, acum am ajuns. Aveți și tu de domne. Adu prealea din casa alea care stă în cutie, scoate paharele alea din cutie. Costică, Costică, poftim? Uite Costică, te rog eu, Costică, și ajută-l pe Costică, Costică, că stai cam prost, Costică. Ah, ok. Bine, Marie, vom să nu stăm de prost, acum. Cine? Bine, bine, Costică, te pup, Costică. Stăteam pe aceea, fă, Veto, făceam la solarul ăsta, că bate ploaia, fă, când ploaia afară, bate ploaia înăuntru. Am înțeles, e ceva normal, până la urmă. Dar vă, că aveți și pe aceea, camioane și ăștia, deci aveți marfă ceva pe aici. Alea sunt alunașul Pantelică de la București, că are generis-o de-asta, de tiruri, de ălea. Mulțumesc. De tiruri de-alea. Fă Veto, dar trebuie să facem niște țuică din merele ăștia, fă Veto, fă. Am recul, le mănâncă nimeni. Să-l punem pe prostul ăla de sucă să dea merele jos, să dea merele jos din pom. Să așa. Să le bată cu... Să le bate mai de o dată, bă, să-mi pici în cap. Bre! Ei! Nu da Brenier, că e mic și el. Tân. Hai, bă, bă, ia un băr și mi-a sărit în gura ta și mi-a băcat, n-ați băut încă. Da, sucă, da, sucă. Vezi că am pus acolo în pahare niște țuică din aia de la noastră, de-a bună. Aoleu. Te invitați. Haideți aici. E de bine, ne facem... Anușca! Ce vrei să zici, Danușca? Băi, de treabă așa! De treabă oamenii, mă! Uite, un măr! Mă, vă mulțumesc de măr! Măr! I-am dat merișor, păi da! Aolo! Da, da! Ești tu un măr? Că am băgat măr de aici! Ia! Bă, ce bun e, l-am mâncat repede așa, mama! Era cam verde și mie îmi plac astea, vezi? Eu am lămâi! Unde dracu ai fost în zi? Cine ar pe lămâi? Mi-a dat limonadă și mi-a dat lămâie, sărăcie, mai prostită. Păi ce-ai cum, mă, ce-ți facă? Totul s-a dat cărbune pe mâini. Dar ce e pe tine, mă, fii al dracu, ce e pe tine pe acolo pe mâinile? Am băgat la cazane acolo și atăticule. Ai, de la cazane. Haide să le dăm la domnul ăștia să bea ceva. Haide, haide, la o șiculiță aici. Fă, Vetul, lasă pe domnul direct de la cazan? Lasă-mă pe direct de la casa. Domn, băi, să mergem cu să ne dai și ne îmbată, ne facem barză. Ne-ai mai și distant din când în când, mă, băieți. Cu Veta și cu Neamărin, ești de mână. Eee, viață, ce? Bă, uite de ce e acolo, ești de mână, ce mașină, mai scumpă. Adevărat? Uite ce mașină, doamna Veta. Eu ce mașină. Vă place, băi. Ia lu Costica, lu vecinul Costica e mașina. Vecinul Costica. Oh, eu bre, eu ce mașină aveți? De la doamna de cine dați o mașinuță? Nu, da bre, mie. Mi-a dat tractorul și am intrat cu el în trei pomi. Așa? O ia frezoanele, o ia toate bolile dacă dau da, 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 să meargă cu autobuzul. Da, păi da, cu da, autobuzul, da, da, cu autobuzul, cu autobuzul. Hai de vrei aici la păi nu vedeți că îi trebuie o călătorie. Ne-a mărit, ne-a venit puțin până aici. Bre, mă, da, da. Haideți puțin așa, hai și tu, Hudinico. Mă, dar dumneavoastră cu mașina asta, sigur nu mergeți la găsa să mai faceți și alte prostii? Așa pare, bă. Să n-audă Veta că mă omoră. Să n-audă Veta. Să n-audă Veta că mă omoră dacă... Am înțeles. Mi-am dat-o seama, păi de ce ne-i dat și o mașină, să te ducă și la găsat? Dacă te-o faceți dumneavoastră. Dacă îi dau, o ia crizele dacă îi dau mașină. Da? Nu știe care e, e bolnavă cu tensiunea, cu inima. Am înțeles. Și lui ăla, lui sucă ăla, e prea prost. Am înțeles. Ăla ne-a făcut de râs în tot satul. Dar sunt armată și a ieșit în armată, căprar a ieșit. Căprar? Să iasă locotenent, să iasă soldați, el a ieșit căprar. Am înțeles. Ce știe să facă? Nu știe să facă nimică. Am înțeles. Nu problema. Gata, gata, păi da, nu sunteți voi, sunteți la voi acasă aici. Hai da să vedem. Sucă! Sucă! Sucă, ia și pune la oamenii ăștia aici. Am pus aici, uite aici. Alo! Sper lingurare. Puiteți la o țuică aici, la țară. Vrei să vii și tu? Da, păi băi țuică. Da, hai la 3027. Cum să vină, nu puteți să-i dea motiv. Ce? Știu că tu ești orfelinat pentru copii. Da.
Uite, mai am pe un copil care are nevoie de un cămin. Hai aici, la 3027 cu el. Hai că vin și aduc acolo. Hai că îți dau locație. Ok, trimit. Așa. Am băut apă, brei. Sără mâna. Da, mai punem. Uitați aici, paharul. Deci, uitați aici. Unde? Domnul Lingură, luați-vă de acolo, domnul Lingură. De aici. Unde bută acolo? Da, 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 aici. Bă, Marine, ai avut niște prune, că ți-au ieșit, au produs aici. Ha. Vrei să luăm. Dar fusei la târg de dimineață, fusei la târg de dimineață și îl găsi pe Vasile ăla alu Gheorghe din capul satului. Din partea alălaltă îl găsi la târg acolo. Era cu patru găleți. Mamă, ce vă spun, vă spun eu acum, bă, cea mai proastă n-am văzut în viața mea așa ceva. Mamă, cum e? Asta e cea mai bună, domne. Calitate. Calitatea întâi. Este foarte, foarte bună. Da, știu că mai sunt unele, dumneavoastră trageți de două ori, nu? Le băgați. Da, nu, și fruntea, și fruntea. Și fruntea, ok. Da. Știu că așa se întâmplă, dacă vrei să faci la grade mai mari, să ce vezi. Tu că am luat, nu e pe tine? Da, e bună, rău. Și pe nu luat. Mă văd cu cască în cap. Da, o băui de dimineață, băui de dimineață. Am revenit de dimineață. Hai să nu te frigi, domnule. Mă, nu mai te doar. Așa. Aulu. Hai să-mi iau. Ce i-am dat direct, am dat-o pe gând. Nu spui că și eu te-am ajutat la vie. Sucă, taci din gură că ne faci drăși la oameni. Bă, ce vie, că e de prune. De prune. De așa zici că e de prune, că e cam... Bă, ce vie, mă. Lăsați-l de la soare. Lăsați-l de la București. Nu știu ce am luat. Dar e bună. Îi face și vin, doamnă. Face, mă, mai acum. Faci. Bă, dar Dumnezeu, să nu acum, acum se facă la toamnă, când plece în struguri, atunci vii și ți-aduc must, îți place mustul? Da, doamnă, să rămână. Vii acilișa și... Ce e tu? Ce vrei tu de acilișa? Mă, must chiar așa-mi bea și eu. Eu așa zic. Domnule Marin, știți mai ce am vreo proprietate așa care e de vânzare pe zona asta? Că parcă m-ar tenta și pe mine să... Parcă știam, domne, aici, la jumatea satului, avea unul o casă de vânzare. Care, mă, ăla? Gheorghe ăla? Gheorghe ăla, da, Gheorghe. Ăla care e împreună cu Tanța? Ăla, la Alutanța, Alutanța. Alutanța Lutrică ăla, îl știu eu. Avea o casă de vânzare, s-a mutat cu nepoții la București. Eu cred că mă duc să... Dracu s-a dus la București, am dracu. Ne-a lăsat, domne, ne-a lăsat. Du-te și, domn, cu Fudini. Nu mai pot. Cred că o să nu contactez pe domnul. Ei. Îmi place așa. Zi, mă! Vorbești eu cu oameni. Hai, vorbește, nu. M-a luat în cap, rău. În loc să iei pe doamna. Vrei, Mărâne, trebuie să vorbim cu Viorica să vină să-l tundă pe băiatul ăsta, iute. Uite mie ce copt frumos mi-a făcut. Dar lasă-l vrem pace cu coada, așa. Dacă îi place, vrei ce să-i faci. Să ți-l, doamnă, că mie așa îmi place. A, bine, tu așa. Mai trage ea de păr, o mai trage ea de păr. Vă duceți cu trenul la București acum, la București? Vă duceți cu trenul, ai? Nu, cu mașina merge. Nu, vrei, rămâne la noua cine șansă la asta. Să rămână să-și lăvie de la beție, că uite, săraci. Bă, Udini. Să te duci să pregătești camera din față pentru camera... Ți-am zis că țin la tine? Acum mă duc. Luăm o plinu, frângem acele șase munce și oameni. Da, face. Sucă, după ce termin camera, vino cu acea, lasă camera, sucă, nu mai face camera din față. Bă, dar te-ai îmbăta, bă, tâmpit. Ăsta e bețiv tăla, fă ceva de mâncare, stai o găină, sucă, dicolo, sucă. Du-te, fă, și pe doamna, și pe doamna să vă iubesc. Am băut trei pahare de alea, dar încă mă țin bine. Fioi, mă duc până la WC-ul. Și pe dumneavoastră. Fioi, bre, mă, trei, bre. Te pup. Păi, mai, vă mai aștept pe la mine, stați acum că facem acum o găină, facem acum o găină. O găină faceți? O găină, facem acum o găină pe grătar acum. Da, eu sunt Houdini, da. Și, Houdini, și deci mâncăm ceva acum. O frică de asta, înainte de masă, știi ce bine pică? Păi da, normal, că deschide apetitul, bași. Așa bine pică o țuică din asta, diplume. Da, aș vrea să...
că eu stau la oraș, mă înțelegeți? Și auziți, domnul Houdini. Prietena dumneavoastră, prietena, vomită, domne, e rău. Aolo. Unde să-și vei tu? Da, acelișa. Lasă-mă că spăl, promit. Of. Îmi cer scuze. Mai dai unul? Da. Nu e nimica. Sucă, tăiași găina, sucă. Aolo. Ce bine. Aoleu, că a fugit sucă. Bă, dar ia și tu, mă, ia din a doua, te rog. Ia din a doua, n-auzi? Am luat acum de aici, ce să mai... Dacă trebuie, încă una. Mamă. Bă, dar te încinge rău de tot odată. M-a luat... Da, ți-o dă, dar nu înțelege nimic. Aoleu. Mă, neacostică, dar îți place țuica mea, neacostică, îți place țuica mea. Bă, Marine, bă. Bag de seamă că îți place, bag de seamă. Brare, mai trăiești? Mai trăiesc, au. Scuze. Bă, tăticule, de care e deduși? De aia de prună? Da, frunte. Bă, dar ce cum e frunte? Mă, nu am făcut niciodată așa. Păi tu dacă vrei numai suculețe și... Aoleu. Sucă ăsta tăia cocoșul. Păi ce mă, alea de la Mac, nu sunt bune. Aoleu. Ce-a făcut? Eu cred că e găină. Cocoșul n-o să tai găina, aoleu, doamne. Acum, cum se mesele găina pe cocoș? Eu ție sucă, ți-am spus eu ție pe găină. Că tu ești prost sucă și ne faci de răsucă peste tot sucă. Veniră oamenii ăștia aici, sucă, și ne faci de răsucă că ești prost sucă. Lăsați-l, domnul, că vă cumpăr eu doi, promit. Bag de seamă că ești prost rău. Prețeticule, dacă am crezut că este găina aia. Păi și crea să n-ați mai văzut-o, domne. Hai, dar du-te și pregătește camera din față pentru oamenii ăștia aici, sucă. Bine, tăticule. Doamnă, da. Promit că vă cumpăr eu doi. Nu, bre, că oricum am cloșca pus acolo, dar era cocoșul meu ăla care l-a primit de la mămic. Da, doamnă, că vă cumpăr eu doi. Lasă veto, lasă veto, că mergem. Fă veto, mergem la Adelina Petrișor ăla din capul satului și luăm cocoșul. Da, de Adelina Petrișor? Da, bre, stai ce-și-a dat. Am auzit de Adelina la Petrișor. Da, e ăla. Ăla, huă! Ăla, face toată ziua, s-aude până aici. Da. Am auzit și-a ajuns, vedete, cică. A ajuns. Mergem la el, luăm un cocoș, Veto. Da, bre, luăm. Cine a venit aceea, Veto? Nu știu. S-a putea să ai prieten de-a mea, nu știu sigur. Mă, n-are nimica. Aolo. Bă, Houdini! Bă, nu știu cum am găsit ăsta. Vin aici. Tătăși, două vulpe, că-ți trece. Mi-a venit ăla. Vă leau și-l înjur pe copilul ăla. Du-te și borăște aici, în spate, ca să-ți revii. Până aici au venit după mine, să-mi ceară bani, bă. Ce-i dreia cu bol? Bag-te aici. Bag tufa acolo. Aolo, bă, ai căzut cu capul în vomă, firea-l dreacu. Aolo. Aolo, poate vomiți pe mine să vezi ce-ți rup picioarele. Vezi că ești pe spate. Hai că poate... A fost niște pere, domnul ăsta. Bre, eu am venit după lingurar, eu am venit aici. Ia acela, dar e beat. Aolea, ai văzut țuică. Da, ce nu? Du-te și ia ce tu-ți fii. Nu, da bre la copii. Mi-e hăiță. Așa o guriță. Ce faci, doamnă? Du-te la gestul. Da-ți voi în braț. La gingie așa. Ce faci, mă, lingurare? Ia lumea în braț. Madalino, ce faci, mă? Cum dracu ați ajuns, bă, aici? Pe m-a sunat. Sucă-l pe dată lângă femei, sucă. Nu, bre. E femeie măritată. Lasă o femeie în pace, sucă. Da. Aoleu. Aș cum aș o țigară. Se poate să fumezi aici? Ai. Da, domne, da, fumează țigare. Bună, ce faci? Bine, mă trezesc după ție. Da, foarte bine. Domnii, prelingurare. O deasă de zvarz, aveți o seamă de vars de ceva. Taia s-am trimit pe sucă în besă să uite. Aduceți-vă, rog, că nu mai pot. Sucă. Am înțeles. Ia du-te tu colo în beci. Știi tu unde? Și vezi dacă da. E niște zamă de varză să-i dăm lui omul ăsta să se trezească. Dacă nu, bine, dubre castraveți, ia du borcanul ăla de castraveți care a început. Să nu deschizi altul, că mai e cât să-l mâncăm pe ăla întâi.
Dar să-i dați în saramură, că ea nu ți-a da, 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 nu în saramură, că n-are mama aici un ia de și țigară, bă. Făveto, sper că nu-i dă duci la copilul ăsta multă băutură, Veto. Nu vrei, doar puțin așa pe buze. Bine, Veto. Orșoară, tu vrei și tu o țuicuriță, ceva? Mersi, bre. Nici o problemă. Domnșoară. Domnșoară! Eu! Eu! Domnșoară, vreți o țuicuriță, ceva, o roșie, o... Mă, ea deja... Ea deja, ea deja e de la țară, cum a zis, ou! Da, da. A dat-o bine pe ou! Mamă, dar ce bine intră țigara asta după țuică, au, mă! Cam arde! Vreți, ce vreți voi de aici să luați tot, că nu... Noi avem pe toată tot. Să rog una doamnă. Bre, ce cazare ai pe aici? Bag de seamă. Da, mișto rău de tot. Bag de seamă că copilul ăsta a pus ochiul pe cazane. Bine, tu ce faci? Bine. Prietene, ce și mai un prieten al meu. La Gingi cu țuica. Să știi. Da. Să știi că eu țin ce mai mult la tine, tu ești ce mai bun prieten. Ești forță. Să-mi zici asta nici... Prietene, ce mai bun. Cum ești beat? Să știi că țiși de la națiune la tine, să știi asta. Bine, și la tine. Mă bucur că v-ați găsit amândoi împreună. Da, mă. Aolo, stați că mă uitam în altă parte, să mă scuzi. Domnul Lingurar. Mă scuzi că m-am uitat acolo. Nu mai țin minte mâine. Domnul Lingurar. Da. Vedeți că v-a adus sucă niște zamă de varză. Zamă de varză? Dați-i. Stați așa. Dau eu și-l bag la somn. Stați așa puțin. Păi n-a sunt mai multe modalități să scape de beția asta. Cine tot dracu mă tot fură? Vezi, cred că nu prea ai semnal la cilișa, dar dacă te scrii la fură, acolo să ai semnal. Fă, Veto, nu mai arăta pe lua lume pe aceea. Nu-ți așa, au. De ce, bre? Uite, bre. Bre, dar tu ce plantați voi aici? Mamă, ce bine. Are mamaia de roșii, în partea asta a pus mamaia castraveți. Ardei, vinete. Are de toate, are mamaia. Nu, dă-și la mine aici o găină. Bă, da, Acri, dar imediat mi-am revenit de la ea. Arată mâine, Făveto, pune lui Tasso, Făveto, fă și vină cu ce peste noi toți ăștia. Lasă vreau cu să vină, că scopa pornița, dau cu Cosma în cap. Sucă, vină să vorbesc cu tine. Mare, a tăiat acum, sucă, o găină. Și caută să stai aici, am? Ai venit pe tine, bre. Eu? Pe mine m-ai căutat. Ce faci, mă? La telefon. Am vorbit cu voi la telefon. N-ai vorbit cu mine, și el nevoie de un cămin. De un cămin? Păi hai să zic ce s-a întâmplat. Păi uite aici, nu vrei să... Doamnă, nu vrei să luați aici cu... să aveți un cămin. Părinții l-au abandonat. Da. Mi-a fost mine de el. Bre, stai liniștit aici la țară. Nu, bre, stai liniștit. Mă, îți dă tot ce trebuie aici, mă. Eu, dar pom poți să suiți. Nu-ți place, să ce frumos să conduci tractorul și alea, nu-ți place? Nu, nu, vreți să sun acum? Nu, că am, că dacă îl sun, dacă îl sun acum pe bebe, iar după aceea se supără pe mine. Așa glumește. Așa glumește? Să sun pe taică-tu, să-i zic ce faci. Nu! L-a lăsat taxo. Nu, unde l-a lăsat taxo? Nu vezi că minte, ți-o fi dat la USD la tine, cred că tu. Dă-și mie un tractor de ăla. Pleacă de aceea. Ce-ți-o zis? Că vreau o mamă de companie sau ce-ți-o zis? Dă-și mie, roba, dă-și mie. Eu bag de seamă. O familie, vezi că e mai hoțoman așa. Dă-și mie o robă. Copilul ăsta e nebun, bag de seamă. Dă-și mie o robă, de-aia să mă duc cu ea acasă. Ce dracu faci cu roba aia, bre? N-are familie, n-are nimica. E amărât, e orfan? Da, bre. Nu e orfan, mă. N-am știut, păi nu, că era lui Costel, era băiatul Costel, seamănă cu băiatul Costel ăla. Nu, e băiatul Costel, mă. Costel de la oraș, bre, tu ești de la oraș, bre, asta e de la oraș și băiatul bebe. Da, ți-am zis. El vrea să zic că e de la oraș, nu de la mea. Ăsta e de la șmecherii, nu vezi ce chelii în cap. Seamănă cu ăla lui Costel ăla. Și-a băgat capul în sud de caustică. Bre, ce ai vrea copilul? Păi nu, e adevărat! Câți ani ai, mă? Nu vezi că e roșu așa pe cap! Mihăiță, câți ani ai? Nu am roabe, mă, de unde să am? Păi Dini! Bre, du-te, bre, pe cal acolo și călărește, uite, am și măgar, de la măgare acolo. Copile, vină încoace să-ți arăt ceva cu lea în spate la casă, copile, vină încoace. Ia. Vină încoace cu mine. Vrei viața? Nu știi. Da, cum? Ia-l pe asta, că mă duc eu și eu.
Ai. Face noroc pe sâmbă că am găsit-o pe Panușca. Da, nu e nimeni de înapoi. Te simți bine, domnul? Da, 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 mă simt bine. Mă duc și eu până aici, mă uit pe aici, prin curte. Bă, vezi, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Am ieșit și prin vizită pe la... pe ce, pe la neamărit miliardarul, pe la toată lumea. Nu uitați acolo, dacă v-a plăcut episodul, să apăsați pe butonul de like, un share m-a ajutat foarte mult și un subscribe dacă vă place seriile și mi-a vreți chestii de genul. Deci nu uitați acolo, neapărat să apăsați pe butonul ăla de like. Uite, vedeți ce fericit e. Uite, acum, uite, vezi? Stați așa, dacă nu vreți să fie așa... dacă nu vreți să fie așa supărat, stați așa să vedeți. Să nu fie așa supărat, lingurar și să fie fericit, să dați așa pe butonul ăsta de like, m-ați auzit? Dați pe butonul de like! Dați pe butonul de like, m-am auzit?